Seara doamnelor și domnilor, asta e o nouă ediție a emisiunii Aici Gluminus, acelor de la Comedy Zebra Show. Și aici, într-adevăr, Gluminus pentru că noi cât de cât în țăl am repetat, ca să nu credeți că e așa de natural. Așa că mai bine schimbați canalul 4, cum acum la ora asta este Mintovski, Voină 69. Dar dacă totuși vă plictisiți foarte tare, vă propun să ascultați pretințele noastre glume. Bună seara, domnul Lungu. Mulțumim tare frumos că ați acceptat invitația de veni la emisiunea noastră. Da, mulțumim. Mulțumim băieți de invitație. Mulțumim. Hai, am înțeles că trebuie să aruncăm asta ca să vedem cine începe. Da. Cu glumele. Dacă nimerește, cine nimerește corona, stai cu mine. Cetate. Asta e cetate. Ani Gabinuțchi. Eu vreau cetate pentru că acolo sunt cu silicoane, dar eu... Hai să-i dăm. Mă nimerit asta, ce înseamnă? Tăi bătaie, tu. De ce soția preotului rămâne însărcinată, chiar dacă îi se leagă trompele uterine? Doamne! Pentru că părintele dezleagă. Aștept bolnavi. Hai să încerc eu. Ce fel de pizza a început papii Vyacheslav Platon imediat după ce a ieșit din pușcărie? Blat. Gros. Am înțeles, da. De ce Vlad Filat în fiecare an îl felicită pe Gheorghe Gonța cu ocazia zilei de naștere? Că merit. El crede că Gonța e cum nasul. Bă, eu sunt rudul cu Filat, într-un fel sau altul. El a spus la băieță, apropo. De ce Cătălin Lungu îi face parodii lui Igor Dodon? Pentru că e la fel de pro... Pentru că el e amit. Mai departe. Aici Glumenus. Nu i-a prevenit. Și eu n-am spus care dintre dem, așa, apropo. Ce făcea Natalia Morari când Platon stătea în închisoare? Făcea bine. Ducea pe redace politică. Asta mi-a plăcut, Catalina. Eu sunt în relație normală cu toată lumea asta pe care noi azi o ironizăm. Da? Cu mine, de-am după așa, nu prea mai sunt. Cum domnul Constantin Suțu s-a despărțit de ultima iubită. A bătut-o, probabil. Bezabed. Uh-huh. Ce are în comun Alexei Navalny și Piața Centrală? O travă! O să te... Omul murea, măi! Doamne! Ce scrie în pașaportul Valeriei Făinescu la rubrica sex? Mult, des ceva, hai! Cea! Da, ok. Bun. Mă scuzați, chiar îmi pun minte la contribuții. Să încerc să înțeleg. Eu văd că am știut foarte sexy, dar cine e asta? Hai să trecem. De voastră, da? Hai să trecem. Te rog. Cum îi explici unui om a suta oară denumirea omului de zăpadă? Nu știu. Yeti, bleați. Drăguț. Regie, eu deși am acceptat invitația. Sper că Camille vor avea defect. Cu regie, că regie scaunul e afară. Domnul Rogu, cum se numește concursul Miss de la nordul țării noastre? Ledineț. Și care e partea amuzantă? Soția mea de la Iedineț. Voi vă dați seama, soacra, dacă vede video ăsta. Cum îi zice Dodonului Putin? Gazde. Ce trebuie să faci într-un local ca să aducă roșii mărunte? What the fuck? Nu. Cere? Să vă da. Da, am vrut să zic ceva de cere. Cu ce are probleme Gheorghe Gonța când duce emisiunea Puterea a patra?
Cu regie. Cu scaunul. Cum se numesc șervețelele nefolosite? Nu știu. Șervețel. Okay. Doamnelor și domnilor, trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Am intrat înapoi? Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Rungu, vă rog. Da. Unde actorii porno lasă CV-ul? La un anumit canal de televiziune din Moldova. Da, eu tac. Fost multe, la mine încă a fost multe. Și eu știu că ești la fel. La cancelare. A cui a fost grumat, nici... dați-o la față. Dați-o la față. Sincer, nici nu mi-a plăcut. Nu cred că am citit-o bine, în primul rând. Da. Cu ce ne numește Patrick Hanganu? Sula, nu. Cu ce ne iubește Patrick Hanganu? Cu ce iubește Patrick? Ca până la urmă am făcut întrebare cine-i Patrick Hanganu. Serios, cine-i Patrick Hanganu? Pe mine, regizorul acestei emisiuni m-a rugat să pun la mod avion. Eu aș fi pus la mâine în Google. În fine, cu ce iubești el? Nu știu. Dacă eu tot nu știu, cu urechile scrie aici. Băi, ca să înțelegeți, eu încurc Gabriel Nebunul cu Patrick Hanganu tot timpul. Eu nu știu exact care-i. Gabriel Nebunul, cine? Un Patrick Hanganu. Ceva, sorry băieți, nu vă simțiți jigniți neapărat. Da, apropo, asta a fost o glumă. Știți că noi vă știm, de fapt. Chiar vă vizionăm, dar îi fac ceva ca trebuie să vizionați. Noi i-am vis cântăreț, am vis cântăreț. Cum este chemat la masă Igor Cuciuc de către soția lui? Cuciuc, da, pe ăsta îl știu, dar nu știu cum, care răspuns. Cuciuc. Da, aproape. Oameni buni, nu-ți poate așa. Care portar nu scapă niciodată niciun gol? Portar? Da. Nu, tot nu știu. Sfântul Petru. Nici un gol, nici un plin. Uneori, da. Cum întrebi un om de peste prut dacă are un leu? Nu știu. Iron Man. Nici dar tobie totuși trebuie, bădumțuri. Ce frază auzea cel mai des în copilărie? Khabib Nurmagomedov. Băi, dacă e ceva cu tata lui, aș muri de râs. Nu știu. Nici eu. O strup urechile. E bunișoară, dacă urmărești cum se bate el, ce e bunișoară. Da, dar nu, am înțeles. Ce de fapt vroia voia? Voia scrie în română fără. Asta. Așa? Voia cai de la Craiasa Zăpezi. Cine? Cai. Era Cai și cum îi spunea celălalt? Gheorghe. Era o poveste, eu tot o știu, la teatru. Gine că la teatru Guț. Păi vineri seara, eu știu și voia, dar nu spun. Cine ați spune? Să nu spun eu, să-i spargă gheața. Era mai gine, sincer. Acum, dăm voi mie, ce așteaptă un grupar pe timp de COVID la deschiderea unui magazin? Grupar pe timp de COVID la deschiderea unui magazin? Să îngroape business-ul. Ok, da. Te rog. Dar zi-o mai larg, că eu să reușesc să beau măcar un pic de bere. Ultima dată am băut, parcă era Micor Dodon la... Te răspunde președinte, deși... Președinte răspunde? De ce gopnicii și boschetarii nu tusesc în cluburi de noapte? Doamne, n-am căbar. Nu se simt în anturajul lor. A, de ăla e închis, nu? Și el e închis de iunie anul trecut, apropo. Da? Sau după iulie, da. Nu, asta e mai scurt, asta e o discuție. Da, de hai. Ce domnul Mihai Ciobanu este supărat pe Proimobil? Mihai Ciobanu e artist mare, da? Foarte. E ca vedeți, eu de Patrick Hanganu, nu știu. Deoarece casa părintească. Și ne-a venit toată imaginea dumnealui, da. Da, de ce Pavel Sârbu e mai sexy ca Gordienco, decât Gordienco? Așa scrie Pavel Sârbu? Da. Pentru că Pavel Sârbu este așa, probabil și el cântă. La dânsul țâțile sunt mai mari. Slavă!
Domnul, eu am ajuns la ultima întrebare. De ce automobilele sunt foarte scumpe? Asta probabil în opinia celor care lucrează la Zebra Show sunt foarte scumpe. Corect, asta e. Și noi știm că... Noi ne permit. Uitați-vă la noi. Nu știu. Eu mă duc la mașina ta. Care scârție, apropo, ca să știți. Da, da. Pentru că și centura este cu plată. Aha, aha. Bunișoara. Da, da. Aproape să nu înțeleg. Ce face Mitropolitul Republicii Moldova? Să roagă pentru noi. Ruble. Era mai simplu și mai aurat. Iar, doamne. De mult scriem că cel mai amuzant om din Moldova. Sau nu? Da, mulțumesc. Foarte binișor. Nu, prostul băieți râd fain aici, că noi, de fapt... Îi s-o plica să râd. Doamnelor și domnilor, mulțumim tare frumos. Atât a fost să fie la ediția de azi de emisiunii Aici Glume, chiar nu a fost, acel la Zebra Show. Mulțumim, Berea Chișinău, să trăiți frumos și bine și să vă vedem mai bine. Noroc!